mergem mai departe cu un subiect care de această dată îi vizează pe băieți. Haideți să vedem despre ce este vorba. S-a adunat grupulețul, au făcut alianțe împotriva mea. Adică vreți să dați pe fata la o parte, da? Vorbește cu ea. Pe tine te-a cunoscut, a văzut Ișalapadiu, nu te vrea. Pum, treci mai departe. Mai Ișalapadiu decât tine nu e nimic. Crede-mă, și mai frustrat ca să apare pe cadre. Ce te bagi în discuția lor? Ce te bagi în discuția lor? Nu înțeleg, Beatrice. Ce te bagi în discuția lor? Mamă, disperat. Să te obișnuiești cu discuția. Să te obișnuiești. N-au. Beatrice. Bă, tata! De ce? Radu! Ia-ți metri. Băi, mă, n-ai auzit mă jumătate. Ce te... în discuția lor, ce spate ție dacă îți place sau nu? Sunteți disperați de cadru. Nu te vrea nimeni, Nicușor! Nu te vrea nimeni! Nu te vrea nimeni, Nicușor! Taci! Mai e și bătrân și... Vă place? Da. Cum a făcut și el? Cum adică da? Da, păi cum a făcut și el în momentul în care am vrut să lămurim ceva de mine? Cum am fost și eu în situația asta pusă? De am vrut să lămuresc ceva cu Adelina și se băga el și țipa pe fundal? Așa am vrut și eu să-i opresc toată mascarada asta, pentru că o ataca pe Georgiana doar că a apărut fata nouă și vroia să se dea el în figuri, să dea pe ea la o parte, doar ca să-i facă ochi dulci lui Beatrice. Și pentru chestia asta l-am oprit și eu. Să vorbesc pur și simplu cu Beatrice, pentru nu vorbeai cu Beatrice, vorbeai cu Georgiana în primă fază, omule, vorbeai cu Georgiana. Diverse lucruri, Nicolae, vorbeai cu mine să-ți spui mie că-s bipolară, că eu mă bag peste tine, că din cauza mea nu poți să fii fericit. Fata asta nu te vrea, nu te-a vrut niciodată. Nu dar pot să spui că mă bag eu, îmi dau cu părerea... Nu, ai încercat să dai în ea ca să vadă că tu ești singur și că nu mai ești cu nimeni, să pui pe într-o situație nasoală ca să piști tu băiatul ăla singur, să poți să te dai la liniști și să nu sar nimeni în cap. Asta pare o fata geloasă care mă bag peste el și nu lasă să fie fericit. Meu, că de ce mă bag în seamă cu Beatrice, că sunt în cunoaștere cu Georgiana? Păi după spusele tale, omule, tu mereu spuneai că sunt în cunoaștere cu Georgiana. Vreau dar nu mai eram în nicio cunoaștere. Normal să ne băgăm să spunem. Da, și după asta a urmat. Au mai chestia în care i-am zis Georgiana să mă lase în pace, știi? Nu ți-am spus, stai puțin, Nicolae, eu ți-am spus că nu vreau să mai amici. La fel de frustrat ai fost și tu, omule, în momentul în care a venit fata nouă și tu erai în cunoaștere cu... Cea unul ăla de femeie. Nu eram în cunoaștere înainte la Beatrice. Grijă, Radule, o zi înainte am zis Georgiana că nu mai vreau să am nimic de face. Așa asta e problema pe care n-ați înțeles. Ai încercat să te scuzi. Adu-ți aminte că de multe ori ți-am spus, Nicușor, oprește-te și lasă-mă să vorbesc. Fix același lucru l-ai făcut, l-am făcut și eu acum, ca drept dovadă, uite cum e. Mergem mai departe și vom vedea cum acțiunile unei fete de aici din casă stârnesc anumite controverse în jurul concurenților. Haideți să urmărim. Cum să spui că ți-ai nici bă, Chizinu, nu ție? Nu, mai vrei să nu? Ca să care eu tot timpul schimbam subiectele și vorbeam despre altceva și tu spui că ești de emisiune. Și stau și plâng prin spate ca o proastă și tu zici că ești de emisiune când se închid camerele, pe cuvântul meu? Stau și plâng acasă ca o fraieră și tu pe doar în... Explic, te rog, nu te rog, nu te rog. Mă duc afară. Te duci afară, nu mă interesează. Bine, bine, aici stau. Deci nu mai stai aici, că mă trimit înăuntru dacă stai în ușă. Aici stau. Deci poți să ziceți ce vreți, puteți zice că sunt fake, puteți zice că e teatru, puteți zice ce vreți voi. Te țin după ea și sunt prea calm, da, bine. Sunteți amândoi doi falși. Puteți asta să ziceți ce vreți. Iese. Nici nu vreau să ziceți. Tremurai când vorbeai despre Radu. Da, exact. Pe Radu, nu. Poți vorbești tu calm și normal? Spune-mi față că nu mai vrei nimic și că te-ai săturat și eu. Nu vreau. Bun. Ok. Bun. Ai înțeles? Bun, am înțeles. Păi spune. Să rămână cu emisiunea, în fine. Am zis? Așa au zis? Acum două zile mă crizam aici că vreau să vorbesc cu tine și tu stăteai pe ecran și vorbeai cu Radu și cu Adelina și tot ce spune emisiunea. Și când te-a dat pe cadru, fugeai acolo după cadru, după pentru Radu. Pentru că am crezut că spune ceva despre tine, da, și am vrut să-ți iau apărare. Las-o așa, las-o așa. Uite-mă, las-o așa. Tremur, măi. Asta e mai rău decât ce am văzut la Daniela. Adică Ana, din ce am văzut în momentul în care nu voia să lase pe Codruț în pace și s-a intervenit Naba. Doar Naba doar a întins mâna, nici n-a încercat să treacă de ea, dar ea în schimb nu vroia să lase pe Codruț. Despre ce vorbim? Ce aș putea eu să comentez pe vrăjeala asta ta, Ana, sincer acum? Sau ce ar putea oamenii să comenteze pe fake-ul ăsta de l-ai făcut acum? Sincer. Da. Mulțumesc frumos, Radu, sper că acum înțelegeți. Ce vrei să spui, Gelu? De fake, domnișoara Cristina.
Ce e fake? Relația lui cu Adelina. Ăsta-i pornind mai pe relația mea. Dar vezi, mă dă aia ta și lasă-mă pe mine. Era altceva aici, vorbești mai de Radu și Adelina. Pentru ce să ne poate să dă ea dreptate în chestia asta, dar eu nu o să-ți dau niciodată viață. Crezi tu că Adelina ar putea afirma vreodată că relația voastră e fake? Domnișoara Cristina, dacă la orice din partea. La orice. La ce am văzut și azi, mă aștept la orice din partea. Da, stai puțin. Dacă iese din casă mâine, Radu în 4 zile a uitat-o pe Adelina. A uitat, ce bine ar fi. A uitat tot. Ce bine ar fi. Că așa e. Dar cum adică te aștepți la orice din partea ei? Păi la ce am văzut mai devreme și am văzut și răspunsurile pe care le dă și în continuare ambițiile pe care le face. Ceea ce am vorbit eu. Mamă, i-am mai lămurit aia de atâtea ori. Tu ești conștient că s-a întâmplat acum mult timp? Nu am știut, ți-am și spus. Ba da, ți-am spus în aceeași zi că răspunsul meu a fost da. Lasă răspunsul, nu mă deranja răspunsul. Ala l-ai lămurit. Eu am văzut momentul în care mă jignește o colegă de-a ta de competiție. Tăceai. Știai și asta că am mai discutat. Altele că ți-am spus că discutai tu și Ana și am încercat să oprești și efectiv eram șocată de reacțiile ei, pentru că nu mă așteptam, pentru că avea așteptări de la ea? Avea așteptări de la ea? Nu, dar... Și atunci nu mă așteptam, ce înseamnă? Că avea așteptări de la ea? Înainte să începem emisiunea, nu mi-a spus absolut nimic. Da, nu ți-a zis nimic. Nu, nu mă așteptam, pentru că am încercat să oprești. Ne-am vorbit noi de ele, da? Să le faci cu cine îți permite, cu mine nu le mai faci. Acum, că ți-am zis, asta... roata o întorci când vreau eu, nu când vrei tu. Material... Și că s-a întâmplat chestiile astea, s-a întâmplat că am vrut eu, nu că ai vrut tu. Dacă tu dormi acolo și vorbești cu pădruț sau cu cine vorbești... Ei, Radu! S-ai scos trei de toată gala! Nu ți-e rușine, Radule? Păi eu dorm! Ce atitudine asta? Eu dorm! Oi, Radu! Păi ce mie că dorm e... Doamne, răpărește-te! Și eu dorm! Radule! Am vaccinat că vorbește prea prost. Ambițiile ei să mă ia toate spumele pe ea. Și cât ai să regreți, iar acasă, că iar râzi. Iar râzi. Iar râzi. Iar o să-ți ceri scuze și plângi la telefon. Acum râzi și acasă îți plângi când vorbim. Fii atentă. Să presupunem că-l iubești. Poți să te căsătorești cu el, că faceți copii. Lasă-o. Crezi tu că în această familie a voastră lucrurile vor sta ca aici? Sau vor fi ca în poveste, așa cum îți imaginai tu probabil când erai mică? Pentru că femeie care râde în momentul în care un bărbat se comportă așa, va avea de suferit toată viața. Adică e ireal ce se întâmplă. Tu nu poți ca femeie să... Tu te înjosești. Adică e groaznic. Pe mine mă îngrozește gândul că voi ați putea să vă căsătoriți, să faceți copii și să expuneți unei astfel de atmosfere. E extrem de grav ce se întâmplă. E groaznic. Nu poți să râzi. Nu realizezi, ești în șoc. Ce ți-a făcut? Poate îi permite pentru că este doar pentru nu există, nu există să permiți unui bărbat să se poarte așa cu tine. Că altfel nu-mi explic de ce ar... De ce... L-ar lăsa să-i facă așa, să o înjosească în fața atâtor oameni. Dar ce crezi, Daniel? Eu cred că pur și simplu ea nu poate să ia atitudine în momentul în care el se comportă așa. Nu poate, e... Da. În fața altora poate să-și ia apărarea și în fața altora... Are sentimente, doar că eu am impresia că ea în momentul în care el o tratează așa, se pierde, efectiv, nu mai e în stare. Da, au vrut contract semnat împreună să se lase, frate, dacă nu se poate. Nu, asta cred eu, nu că e fake, nu că acceptă, nu că îi face plăcere, nici unei femei nu i-ar face plăcere să audă așa ceva, dar așa e ea. Noi avem noroc că sunt camere pe aici, cred că o și băta mâine. Acum câteva săptămâni tot în gala am spus că el de foarte multe ori o inhibă în momentul în care ea este întrebată ceva de către dumneavoastră și nu răspunde. Nu răspunde pentru că el se ridică, se pune așa în fața ei și ea nu mai știe ce să mai spună. Nu știu de ce are puterea asta asupra ei. Auzi, Gelu, tu te opuneai vehement atitudinii lui Radu. Ba mai mult decât atât, ai încercat de fiecare dată când ai putut să iei apărarea Adelinei. Domnișoara Cristina, are noroc, Adelina, are noroc că suntem noi aici în primul rând și sunt camere. Altfel, eu cred că nu exager. Nu exagera. Din atitudinea care o are, din atitudinea care o are Radu, pe la ce să ne așteptăm? Afară n-ar accepta Adelina o relație de genul ăsta, vă spun eu. La cadouri, la vorbe frumoase? Despre ce vorbim, domnule? Adelina afară n-ar accepta. Când ea respiră săraca și ăla interzice. Serios? Hai să-i dai vreun sfat? Tu, hai să-i dai vreun sfat Adelinei? Așa ca bărbat. Ca coleg. Ce sfat dacă eu nu știu dacă ea o face pe bune? Dacă e chiar în filmul lui acolo?
Ia sau face doar de emisiune. Eu încă n-am înțeles chestia asta niciodată. Auzi, Adelina, în dar un comportament așa, îmi cer scuze, domnule Șoarecă. Te rog, zi. Dar un comportament așa, crede-mă că ajunge la violență, ajunge la multe, multe chestii foarte, foarte grave. Multe, da. Păi mai e o limită, uite atât mai e. De la un pumn la, și la cuvântul lui Radu care l-a spus. Atât mai e. E o limită foarte mică. Foarte. Poate e norocul tău, poate norocul tău e că te afli aici cu noi și nu dă în tine. Nu, hai să nu vorbim despre asta. Eu asta cred. Auzi, Adelina, dar în relațiile tale anterioare, așa se desfășurau lucrurile? Nu. Nu. Și de ce accepti? Am și o curiozitate simplă. De ce? Ok, îl iubești. Înțeleg. Dar nu te respecti pe tine? Adică ție nu ți-e rușine cu ce se întâmplă? Ba da. Și atunci? Da. Rame, bă. Victimizare. Bravo, fata mea, legis. Cam pe victimizare. Victimizare. Păi, scuză-mă, în momentul în care te comporți așa cu o femeie, ce așteptări ai, dragă? Să te aplaude? Dacă mie nu mi-arată nimic, nu, să eu n-am nimic. La care-s mereu vinovat. Păi bine, să fiu eu vinovat. Măi, Radu, dar tu nu realizezi ce greșeli faci? Adică, uite, colegul tău, Gelu. Ai cine putea, Gelu? Gelu. Bă, frate, nu știu, probabil ești obișnuit greșit, dar eu o femeie o respect. Și o să respect toată viața mea, că așa sunt eu. Da, mă, eu da, nu am vorbit în viața mea urât cu o femeie. Mi se rupe de televizor, că eu nu fac de-astea pe televizor, cum faceți. Atunci în jură și să zic, da, da. La cap. Păi dacă așa ești tu, băi, suntem aici. La cap. Avem noroc, avem bodyguard. Avem acum momentul de plâns, să plângem pe la televizor, să ne victimizăm. Dacă ți se pare comportament normal, nu știu. Auzi, Radu, uite, asta vorbeam cu Adelina și îi spuneam că e cu atât mai grav cu cât tu te comporți așa aici, unde sunt camere, păi acasă, ce o să faci? Spun, domnișoară. Are dreptate, Gelu, trăiește cu mine, Gelu mă știe de când era mic. Știe aia ce fel de comportament am. Ce poate să zic, când sunt întrebată, știu foarte bine cum okay. Situația. Când știu foarte bine ești întrebat tensionat aici. Ok, da. Când ești întrebată, nu mai râde, răspunde. Pentru că nu mă aștept la reacția lui. Adică eu nu i-am luat apărarea Anei în discuția aia. Ok, Alina, nu i-am luat apărarea Anei, pur și simplu am spus ce am văzut. Ok, dar când el îți spune, vorbește, sau când el îți vorbește foarte urât, tu râzi. Deci, când îți vorbește urât, tu râzi. Nu știu, pentru că vede toată lumea pe lângă, nu știu. Păi tu știi nu foarte poți bine că, știi foarte bine că acasă avem discuții normale, cursive. Știu. Nu suntem așa. Știu. Păi tocmai de asta, eu rămân șocată. Și eu. Ei, uite de asta văd că sunt șocată de ce se întâmplă aici. Nu mai râde. Greșești. Știu, dar toată lumea râdea lângă mine. Greșește, Daniela râdea, mă trăgea de mânecă. Păi și tu nu poți să fii, să nu mai râzi, să spui tu un stop acolo, zici, băi, eu nu mai râd. Știi prea bine? O da cu pumni în uși, baie și-o rup mâinile. Din cauza asta că tu ai râs. Nu poți. Știi foarte bine. Și ai văzut când te întreabă domnișoara Cristina, tu rămâi așa. Nu mai știu ce să mai zic. Poate ți-e frică de el, ce ai? Trebuie să-ți dea ok, să vorbești, nu, ce ai? Nu, Alina, dar nu. De ce? Știi foarte bine că nu. Să vomit și mă întorc la seara Cristina. Dacă ai putut să ieși prin pivniță și nu ți-ai asumat și m-ați băgat pe mine, tot prin pivniță vreau să și pleci. Să te uiți la mine când votez, frățiorul meu. Concurentul favorit. Câștigătorul acestui cec, în valoare de 1.500 de euro, este... Dacă nu e în stare să vorbească, i-am zis 2.000.000 de ori, vorbește, vorbește, vorbește. Ana. Asta e reacție de femeie care iubești. Atunci de ce rămâi alături de ea? E simplă întrebarea. Prost, ce sunt? A, era bine. Era bine. Bă, dacă era comisionat, crede-mă, că mai sunt 1.000.000 de fete. Cu Ana. Care puteau să-mi dea reacții false, cum e Ana, cum e Daniela.
Dacă voi am competiție. Da, încearcă să înțelegi că se înțelege bine cu Ana. Nu le avem false. Mai înainte ai zis că din cauza celor din casă era tăiat să dezbine. N-ai cum să dai vina pe asta. Ba da. Ba, când ești din casa asta sunt mult mai multe curiozități, vezi mult mai multe ispite, mult mai multe chestii. Nu vin alte femei și bagă limba în ureche și încearcă să îi aducă dovezi neclare doar ca să mă despartă. Bun, Radule, și crezi că dacă ai căuta o altă cale de a explica Adelinei, iar nu ar înțelege? Adică dacă ai fi calm, dacă i-a explica frumos și n-ai mai jigni-o, crezi că n-are capacitatea viitoarea ta soție? Că tot ți-o dorești. Să înțeleagă? Eu cred că nu vrea să înțeleagă, nu că nu are capacitate să înțeleagă. Pentru că i-am explicat, dar ea și ea poate să mă accepte pe mine așa cum sunt, nu mai o dați iar pe mine. Eu zic să mergem mai departe și să vedem ce alte discuții au mai avut loc între fete. Haideți să urmărim. Serios, aia puce după tine? Apa asta nu-mi bagi în seamă, ești cu cap, nu frate, cu voi, cu băieții ăștia din casă. Băi, aveți probleme psihice și mai aveți situație mereu și nu știți să o rezolvați. Venit aici, de cap, nu știu, tragi. Oh, my God, right. Nu mai stau, nu mai stau. Deci poți să faci ce vrei, bea ce vrei, bea tu. Mi-au bagajele și am plecat. Deci nu stau, pe bune, deci mi se pare ireal ce mi se întâmplă aici. Tocmai cu asta care... Eu nu mai pot! Vai! Nu mai pot. E deschisă măcar ușa aia. Și noaptea când vreau să mă pun, ori doarme Roxana cu mine, ori mă duc și dorm cu Roxana. Am adormit pe canapea de două ori. Băi, nene, nu pot să stau cu ea în cameră. Și minte și stau cu mor... Să nu aducă în emisiune cumva, că mi-am pus cumva o codiță așa. Frate, da. Lasă-mă! Chiar nu halesc. Tu nu vezi că m-a, cu video în mână, ele ziceau că nu sunt ele. Ei nu sunt. Dar eu am zis cu Codruț, vezi că eu nu pot să mă strecur prin pivniță, o folosești-o pe Ana. Gelu, Alexandru și Adriana, dacă tot ați început, ia, hai să vă ascult, să vă aud. Vezi, bă, frustrarea. Nu putem să fim atât de geloși și să interzic, să se ducă cu cineva la țigară, mai ales... Mai bine lăsăm afară, să râdă cu altă persoană afară. Dar nu râdea. Să vorbească, să se cunoască între timp dacă e... Dar vezi că stătea și Codruț cu Adriana. Dacă în timpul ăla eu stăteam cu Adriana dincolo pe canapea și vorbeam stătea cu tot la Adriana, 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 Adriana Alexandru. A, păi știu că tu încerci să mă pui prin într-o lumină. Asta știu și eu, știm toți, știm toți. Știm toți că vrei să mă pui într-o lumină proastă, dar lasă, vezi. Prin faptele tale te pui singur, bă, nu te pui. Da, și tu vii și te sesizezi ca să încerci să te apropii de mine. Nu, eu scot în evidență ceea ce faci tu. Eu scot, probabil lumea nu vede. Eu scot în evidență ceea ce faci tu. Tu te pui singur, crede-mă. Te îngrop singur. Și asta e problema ta, Gen? Nu e problema mea, dar asta sincer nu e, chiar nu e o problemă. Că crezi? A ieșit el la țigară cu ea, asta nu, pe lângă ce a mai făcut el, asta nu e problema. Ah, ok, atunci cer scuze. Și ce crezi? Ce crezi? M-a și suferea că îi părea rău, Gen, că te-a jignit acum 2-3 zile, dar el era cu naba la normal. Poate să sufere 24 din 24, n-am. Nu, așa e, a dormit oricum o săptămână. Auzi, Alexandrule, ce scop ar avea gelul să te pună într-o lumină favorabilă? Domnișoara Cristina... În momentul în de primul rând e penibil, sincer. Chiar e penibil. Dar nu vreau să pot să zic cineva Alexandru, în relația perfect. Doamne. Care nu e. Gata? Nu avem oricum perfectă. Gata? Chiar dacă ne străduim. E frustrat domnișoara Cristina și încearcă să-mi scoată mie lucrurile negative în evidență pentru a încerca să o îndepărteze pe Adriana de mine. Problema este în felul următor. El nu poate să axeze pe fata aia. Cum a zis și Radu la un moment dat, nu realizează că stă pe standby cu Beatrice, și acum se duce înspre Adriana, încercându-mă să mă îndepărteze pe mine. Asta are. Auzi, Gelule, dar ție cum ți se pare totuși faptul că Adriana ia apărarea lui Alexandru, deși ei susțin că nu mai sunt împreună? Din bun simț, domnișoara Cristina. Păi nu consider că făcea ceva rău că stătea cu naba la țigară. Nu știu. Nu mă deranjează. Mă refer numai la acest caz. De fiecare dată când Gelu are ceva de spus negativ la adresa lui Alexandru, tu iei apărare. Încerc să-l fac să înțeleagă. Domnișoara Cristina, până la urmă așa ar veni. Practic fiecare unul pe celălalt trebuie să ne ajutăm. Din bun dacă simț, totuși... Păi da, dar indiferent dacă ai dreptate sau nu, că uneori n-ai dreptate. Orice ar fi, nu are dreptate. Da, dar nu i-am luat când n-a avut dreptate. Orice situație. Am dat și eu, din păcate, în el. Domnișoara Cristina, ea e conștientă că el nu are dreptate. Dar nu vrea să-l pun într-o lumină proastă. Dar nu vrea să-l pun într-o lumină proastă pentru că totuși a fost iubită sau e, nu știu. Păi nu știi, dar ești interesat, observ. Tu ești interesat dacă cei doi sunt împreună, nu sunt împreună? Nu am eu treabă, nu. Eu am pornit, singur, în momentul eu am pornit pe un drum, domnișoara Cristina. Da, pe drumul Adriana. Vreau să urmez la acea drumul direcție, Adriana, punct.
sunt decis în totalitate. Am vorbit ăla. Da. Dacă n-ai tu treabă, uite-o, întreb pe Ana ce s-a întâmplat în imaginele pe care le-am văzut mai devreme. Părea că e sfârșitul lumii pentru tine. Da, pentru că am fost șocată de ce s-a întâmplat. Nu m-am așteptat să pățesc așa ceva, pentru că în dimineața aceea nu avea Codruț absolut nimic. Nici măcar în mesaje nu mi-a spus nimic, absolut. Dar ce deci trebuia să spună? Vezi că o să mă combin cu altă femeie și o să-ți fac semn cu ochiul, că așa ai spus. Lasă-mă să vorbești, că poți să vorbești cu trecerea. Păi dacă așteptai semn, înseamnă că vorbești chestiile astea de emisiune. Tu ești cu prietenii tale, Adelina, că așteptai un semn de la mine și te-a avut o reacție falsă. Pur și simplu, în emisiune a venit și și-a bătut joc de mine amândoi, și-au bătut joc de mine. Da. Efectual. Domnișoara Cristina. Ba da, ba da. Voi v-ați făcut planurile cu o seară în urmă. Cu o seară în urmă v-ați făcut planurile. Ați stat până la 4 dimineața și a zis cum să umilim pe Ana în a doua zi. Tu erai supărată că nu ți-a spus de plan? Ia pentru că de obicei îmi cu el îmi face planurile. Da, cu ce să fac în emisiune? Pentru că e fals. Așteptai planurile. Asta așteptai, așteptai semne. Cafea să vină, să-i aducă cafea, mă rog, să-i aducă... Și mi-am amintit că îi plătește chestiile care le face Naba, că nu pot să le spun acum, și că îi plătește și e normal să îi dea ceva. Tu că ai iubit... Cărțile, știi? Nu că faci ceva, cărțile. Au zis că i-ai citit în cărți și a trebuit să-ți plătească ceva. Așa. Na. Și de-aia zic cu cafelele și n-am... A, deci de-aia... Pentru că a început să mintă de mai demult. La rând i-am dus cafea pentru ce? Pentru că i-a plătit un serviciu. Tocmai asta mi-a i-a spus prietenii păi sale Adelina că a fost o reacție falsă și a fost un semn de la mine ca și cum n-ar fi ceva real. Nu că îi spui că e prietenă, păi nu poți să-i mai spui. Păi tu ai spus, spui păi când pauză te-ai dus la ea. Tu nu-ți dai încă. Spune-mă sora ei, că nu deranjează pe la sora ta, Ana, ți-a spus în pauză că aștepta un semn de la mine. Pentru că inclusiv tu ai pus-o să se îndepărteze de mine. Nu? Dar de ce a pus-o să se îndepărteze de tine? Pentru că susținea în casă la un moment dat Codruț că eu aș pune-o pe Ana ce să vorbească în umbra, și, da, că vreau să o pun în umbra mea și el nu vrea să fie prietenă cu mine pentru că la un moment dat va dăuna asta. Pentru a vă abona, apăsați aici. Pentru a viziona mai multe filmulețe, apăsați aici sau aici.